Bine ați venit la activitatea Goscom. Bine v-am găsit, domnul director. Astăzi am înțeles că deschideți porțile. Da, astăzi este ziua porților deschise la activitatea Goscom, partea proiectului Apa Înseamnă Viață. Avem mai multe activități și o să vă invit să intrați înăuntru, să vă arătăm ce înseamnă această activitate și mai ales invitații noștri special de astăzi. Deci. Și s-a deschis o curte largă, frumoasă, o altă imagine a activității Goscom Orăștie. S-a altfel de cum eu mi-o aminteam. Le-am cerut și colegilor dumneavoastră, sper să obținem acele imagini, cum era Goscom Orăștie când ați venit dumneavoastră aici. Păi și mai e de făcut, asta e doar începutul. Vrem să mărim, să extindem sediu, să creăm facilități pentru angajații noștri în ceea ce înseamnă vestiare, sală de mese, sală de ședințe, dispecerat. De asemenea, vrem să amenajăm toată zona aceasta, în așa fel încât să arătăm ca un operator de apă cu act în regulă, să zic așa. Până la urmă, mediul în care ne desfășurăm activitatea este foarte important. Am început curățenia de primăvară, suntem angrenați în tot felul de activități, bineînțeles ne neglijând activitatea noastră principală, aceea de a furniza apă și de a colecta apele uzate și de a le epura. Astăzi veți aștepta oaspeți. Cine vor fi cei care vă vor trece pragul? Noi vom rămâne alături de dumneavoastră și o să vedem și noi cu ochii noștri, să putem arăta și telespectatorilor noștri cine au fost cei care v-au vizitat astăzi. Dar așa de început, pe cine așteptați astăzi să vă treacă pragul? În primul rând copiii. Invitații noștri special de astăzi vor fi premianții de la concursul de desene Apa Înseamnă Viață, asta înseamnă toți participanții până la urmă. Am ales un număr de 20 de copii care au avut cele mai multe aprecieri pe pagina de sau pe grupul concursului de desene Apa Înseamnă Viață. Și deja aveți aici pe panou o parte din aceste desene. Noi intenționăm să umplem tot panoul cu toate desenele. Colegii mei lucrează la acest demers, arătăm tuturor în sistem real cum copiii și-au pus sârguința și talentul în mișcare în așa fel încât să producă niște desene, chiar unele chiar foarte reușite. Eu le mulțumesc tuturor și mai aștept la un asemenea concurs pe care în mod precis îl vom organiza și la anul. Înainte să vină și cei mai mici dintre vizitatori și ceilalți, că vor fi însoțiți probabil de părinți și de profesori, care e cea mai stranie amintire a dumneavoastră acum după câți ani de Goscom? Cred că se fac 4. Câteva luni se vor face 4 ani de Orăștie. Care e cea mai stranie amintire? Sunt multe amintiri stranii, n-aș putea să relev una, dar... Oricum, pentru mine era straniu că veneam dintr-un sistem unde lucrurile au evoluat destul de mult și cumva am interacționat cu o companie puțin, hai să nu zic rămasă în urmă, dar oricum neașezate pe principiile pe care operatorii de apă din România se află la acest minut. Eforturile noastre au fost tocmai în a ne alinia la, cum să zic, la nivelul la care se află operatorii de apă din România. Am devenit membri ARA, suntem în Consiliul Director al acestei asociații de maximă importanță. Participăm la tot felul de conferințe, seminarii, workshop-uri de specialitate. Am încercat să ridicăm nivelul salariaților noștri în așa fel încât să facem față în orice fel de
condiții. Am participat anul trecut la concursul de instalații sub presiune și probabil și anul ăsta vom participa de data asta mult mai antrenanță. A fost prima participare, sperăm că la a doua vom obține chiar și un loc pe podium. Avem multe gânduri în direcția asta a creșterii nivelului de performanță și de pregătire a echipei din cadrul activității Goscom. De ce e importantă apa? Pentru că fără apă natura nu poate exista. Ea, ce zic eu, nu se mai hidratează. Adică ea se uscă și după... Și animalele nu mai pot trăi, și oamenii. Și pentru a face mâncare avem nevoie de apă. Da? Mâncare. Și pentru a ne îngriji. A ne spăla. Faci. Așa. Abia. Pentru a bea. Așa-i? M-am deschidat și am ajuns în spital. Serios? N-ai băut apă? Păi am lucrat cu tatăl la lemne și n-am băut de lung apă și am ajuns în spital, că n-am băut destul apă. Am înțeles. Deci e importantă apa, da? Da. Ce facem noi ca să apărăm apa? Nu aruncăm gunoaie. Așa? Servetele umede să ne aruncăm. Adică... Servetele umede, bravo. Cum te cheamă? Adică Ara Maria Dreptate. Ești adică... frați? Da. Cum adică să apărăm apa? Ca sursă de apă, ca să continuăm să o avem, că putem să nu mai avem. Să ne apărăm de secetă, ca să nu se facă diguri, să oprească apa, să se lase, să se lase apa și să vină pământul după aceea. Să, la fund e apă deasupra și când așa scade apa și e pământ după aceea deasupra. Și se blochează apa, nu sau, mai poate veni. Ne spălăm pe dinți. Zi. Sau când ne spălăm pe dinți, nu lăsăm apa pornită la robinet. Așa. Să nu poluăm, pentru că dacă aruncăm undeva la pădure, și poate este un izvor și putem să îl poluăm, adică să nu mai... Să-l pulă, să nu mai fie bună de băut. Sau să nu mergem cu mâncarea în apă. Când mergem la mare, să nu mergem acolo cu pungile de cipsuri în mare. Pentru că atragem și... Cum? Atragem rechinii. Sau aruncăm, sau aruncăm pungile. Asta e o problemă legată de rechini. Sau lăsăm pungile în apă. Așa. Și broaștele testoase le pot înghiți. Și pot să mă... Poate să se și... Și să nu aruncăm substanțe poluante în apă. Asta este foarte important. Și trebuie să păstrăm apa curată și să consumăm cât mai puțin, pentru ca să rezervele de apă să nu se epuizeze într-o zi. Atunci rămânem, pățim ca el, ne ducem la spital deshidratați. Cât ai stat la spital? Mult, de 2-3 ore. Am înțeles. Bine. Bine, am stat la spital. Deci, de ce este... Cât la sută din corpul omenesc înseamnă 70%. Apă? 70%. Da? Bravo! Și în afară de hidratare, că asta este importantă ca să putem trăi, la ce mai este bună apa? La creșterea plantelor și animalelor. Pentru irigație. Dar ce înseamnă plantele pentru noi? O sursă de mâncare și... De mai ce? Și... Și de oxigen, da, pe care da, respirăm. Și copaci, deci dacă nu copaci dăm apă plantelor, el nu mai pot produce oxigen, care este absolut vital. Deci nu putem trăi fără oxigen. Ar fi ca în spațiu. Și dacă nu poți să ții mai mult respirația de 5 secunde, am murit. Am înțeles. Care știe unde a pornit viața pe pământ? De unde a pornit? Aha. Se explică sau... Nu, apa a pornit în de unde apă. A venit apa? Deci apa, datorită apei, a apărut viața pe pământ. Asta trebuie să știi. De-aia este important apa. Tot ce înseamnă viață pe Terra este legat de apă. De-aia este și proiectul activității Goscom. Apa înseamnă viață. Fără apă nu am putea trăi și nu ne-am putea dezvolta. Am înțeles? Da. Bravo. Ce facem cu apa murdară? Sunt anumite aparate care o fac să fie curată, cum să zic eu. Potabilă. O face potabilă pentru a fi diferite frută sau filtre. O igienizăm
Și apoi o revărsăm în râuri ca să fie refolosită. Ca să fie refolosită, bravo. Dacă este apă murdară, trebuie să o curățăm, să nu neapărat să o bem, dar să fie mai curată. Să fie mai curată, bravo. Pentru asta se face epurarea apelor uzate. Și o să vă invit în săptămâna verde, care va fi luna viitoare, să vizitați stația de epurare a activității Goscom, să vedeți cum se curăță apa uzată, care vine de la fiecare dintre voi. Bine? Da. Eu vă mulțumesc că ați venit la activitatea Goscom și vă mai aștept și altă dată. Este o mare plăcere să vă văd aici și vreau să deveniți, începând de astăzi, ambasadorii apei, a resurselor de apă și a apei curate. Promiteți că faceți lucrul ăsta? Da! Mă bucur foarte mult și vă invit să vizitați standurile noastre, după care o să facem premiera câștigătorilor concursului de desene Apa înseamnă viață. Și vă promit că la anul vom face și mai consistent acest concurs. Bine? Așa că vă rog pe fiecare dintre voi să participați și vă mai rog un lucru, să participați la toate acțiunile pe care activitatea Goscom le va face în acest domeniu. Bine? Da. Vă mulțumesc mult! Să rămână! O să încep și vă mulțumesc tuturor care ați participat la concursul de desene Apa înseamnă viață. A fost un criteriu pe care cred că voi îl savurați mai mult decât îl savurez eu, și ăla fi numărul de like-uri pe Facebook. Poate că la anul ne gândim să facem un alt sistem de departajare, dar deocamdată ăsta este cel mai relevant sau cel mai la îndemână, să zic așa. Știu că a fost un efort pentru fiecare dintre voi, nu numai cei pe care voi menționa acum sunt câștigători. Câștigători sunt toți copiii care au participat la acest concurs. Vă promit că în fiecare an vom face un astfel de concurs și v-aș ruga pe toți să participați și să fiți activi pe rețelele de socializare și să vizitați din când în când pagina activității Goscom și a partenerilor noștri din acest proiect. Partenerii în acest proiect este Asociația ALER, reprezentată prin doamna Dorela Murărasu, cu care am inițiat și am gândit acest proiect, inclusiv partea de concurs de desene. Îi mulțumesc foarte mult, îmi pare rău că nu este aici, îi mulțumesc în direct. Vom continua acest gen de proiecte pentru că este foarte important pentru voi copii și pentru noi adulți să conștientizăm importanța apei și valoarea ei pentru societatea modernă și am să vă rog, cum v-am spus și adineaori, să deveniți ambasadorii noștri în ceea ce înseamnă apa curată, ceea ce înseamnă sănătatea sau apa pentru sănătate, ceea ce înseamnă conservarea surselor de apă. Eu vă mulțumesc și o să încep premierea cu Todea Melisa de la Școala Gimnazială Dr. Aurel Vlad din Oreștiu. Tu ești? Felicitări! Asta este desenul meu. E un cadou frumos care exprimă cumva așa într-o picătură de apă cam tot ce înseamnă apă. Îți mulțumesc frumos! Primești de la noi un rucsăcel, o brățărică și diploma pe care o să te rog să te duci la doamna profesoară să-ți treacă. Hai să ne vedem. Bine, mulțumesc. Hai, vino aici. Așa. Așa, atenție la mine. Așa. Desenele rămân la noi pentru că desenele vor fi afișate în sediul activității Goscom și toți cei care ne vor vizita vor vedea realizările voastre. Următorul este Manoles Ioana. Ioana Cățene. Bravo! Frumos desen, frumos desen. Uite, ai făcut și un rechin aici, nu? Tu erai cu rechinul? Da? Bravo! Hai!
Păi, dar primește o diplomă de la noi. Primește un rucsăcel cu care se duci în excursie și să fii atent când treci pe lângă râuri, să te uiți dacă sunt peturi aruncate sau, cum ziceau colegii tăi, șervețele umede și așa mai departe, pe care trebuie să le ținem. Să avem grijă să nu mai fie acolo. Atenție! Bun. Olea Alexandru. Liderul de clasă, poate, așa? Felicitări, Alexandru. Deci ăsta este tabloul Alexandru. Este un glob pământesc, albastru, cum se vede el din spațiu, dar totuși cu o formă umană. Deci ceea ce înseamnă că pământul cumva se exprimă prin noi. Așa e, Alexandru? Bravo, frumos desen. Te rog frumos să primești... Și la mine, cu zâmbet? Mai trebuie să facem poză? Da, da. Că punești tablou să se vadă... Atenție! Mulțumim! Aș vrea să vă mulțumesc tuturor că ne-am îmbogățit patrimoniul cu aceste desene, că stăteau pereții goi și n-aveam ce pune pe ei, așa că... E o realizare chiar și pentru noi. Botez cu Maia. Maia! Tot așa o formă interesantă a pământului înconjurat de apă. Primești de la noi rucsăcelul. Diploma, brățărica și aia ești lângă mine. Invers. Atenție! Atenție! Încă una, rămâneți acolo. Perfect. Florin, te rog. Căstăian Tudor. Sportivul nostru. Pasport? Da. Fotbal faci? Bravo. Și ești bun la fotbal. Și bea apă după fotbal. Cât de mult? Da? No, uite, pentru subiectul ăsta, când mergi la antrenament, să-ți iei rucsacul cu tine, diploma să o pui într-un loc frumos la tine acasă și asta să o porți în permanență. Bine? Să vadă colegii tăi cât de importantă este apa, da? Da, da. Atenție! O, uite, un desen chiar frumos. Tot așa, ăsta e cu o balenă, nu e cu un rechin. Tirănesc Sonia. Sonia, în ce clasă ești? Da? Uite, iar rucsăcelul. Așa. Și să-mi promit că la anul să facem desen și mai frumos. Bine? E o mână asta, nu? Asta vreau să fie o mână care ține pământul, da? Cu toate bogățiile legate de apă, bravo. La mine că zâmbe. Bologa Ingrid. Oh! Șeasta clasă, așa e? Hai. Fii de ziua ei. La mulți ani, Ingrid. Ziua ei? Da. La mulți ani, Ingrid. La mulți ani, hai să vă. Mulți ani împlinești. Da? Bravo. Te rog. Brățărica, spune-mi pământul. Desenul. Și ai pus și tricolor. Da. Da? Deci, până la urmă, e românesc tablou, vezi? Da? E frumos. Mulțumesc mult, Ingrid, și încă o dată la mulți ani. Pe cine mai avem? Pe Ivașcu Stefania. Oh, ce faci, mulțumesc! Bravo! Să știa pe eu, bravo, bravo! În ce clasă ești? Da? Și ce ai vrut să desenezi? Ia explică. Vreau să desenez un gândit să fac
un copac care se ține apa înseamnă asta, dar m-am văzut nici și o mână de omul care înseamnă umanitatea, care este responsabilă pentru apă și pentru planetă. Bravo! Stai chiar frumos, Pablo. Păi, cred că da, dacă nu mai avem desene. Ultimul, dar nu cel din urmă, este Balu Grăzvan. Hai, Răzvan! Uite, nu scur, Balu. A, se vede că... Mi-ai pe vârf. Nazi, tu ce ai vrut să desenezi aici? Sau ce ai desenat? Am vrut să arăt că... Practic, dacă aș fi în lăbinit și asta, ar curge toată apa și s-ar împrăștia pe aici și atunci ar rămâne acest peisaj dezolant. La viață. Am înțeles. Deci aici avem partea cu viață și aici avem partea fără viață. Da. Am înțeles. Am înțeles. Și asta este globul pământesc, soarele, da? Și aici asta înseamnă viață. Partea asta înseamnă viață. Și apa înseamnă viață, da? Bravo! Felicitări! Te rog frumos să ții... Da? Da? Dar unde e tabloul? Bine. Bine ce? Tabloul o să vină. O să la nuntă. Dar unde e tabloul? Bine. Bianu Vlad. Da, dar unde e Bianu Vlad? Vlad. Aici, Vlad. Bianu Vlad. Haide, Vlăduț. Aplaudați-i pe Vlăduț. Tabloul lui Vlad e... Păi, va veni. Așa am înțeles de la colegii mei. Da, îl aducem. Da? Da. Păi venim încă la tu. Bun. Dacă nu-l avem, o să ne povestesc despre tablou. Ce ai vrut să desenezi? Ce ai vrut să reprezinti? Planeta este fericită de apă. Planeta este fericită și... Este care apă, nu este poluată. Da? Da. Bravo. Abia aștept să întreb tablou. Da? Bine. Mulțumim frumos. Mai e cineva? Ok. Restul de premianți până la... Câți au fost acum? 10 au fost. Restul de 20 sunt din alte localități. O să le transmitem diplomele și premiile și invităm cu mare drag în perioada următoare să participe la toate acțiunile organizate de activitatea Voscop. Dragi copii, vă mulțumesc mult de tot și vă mai aștept la noi. Mulțumim și noi pentru tot. Așa cum le-ați explicat copiilor, ne explicați și nouă ce avem aici de fapt. Eu văd patru roți, asta vede Ioana, patru roți, un fier. Ce e de fapt? Este un dispozitiv de verificare a canalizărilor. E un dispozitiv cu inspecție TV în care noi verificăm etanșeizarea sistemelor de canalizare, infiltrații, eventuale obstacole pe care le avem în sistemele de canalizare. Este un utilaj care ne ajută foarte mult în activitatea noastră. Până la urmă, cu acest tip de echipament, noi putem să ne dăm seama cum funcționează la un moment dat sistemul de canalizare dintr-o zonă oarecare. După cum vedeți, este destul de muncit, îl folosim în mod continuu și cred că prin acest tip de echipamente nivelul de performanță al activității Voscom crește și în perioada următoare avem în vedere să lărgim area de astfel de echipamente. Adică ăsta se ia, da, se coboară acolo, da, jos, da? Da, și el pleacă așa, așa. Da, da, da. Păi pot să vă arate colegii mei cum funcționează. Este un echipament nu atât de performant, nu este la, de ultimă generație, dar este suficient pentru a ne face treaba și tot ceea ce filmează el se vede pe ecranul din auto specială. Da, lasă-l de drumul, te rog. Și o să ne ducem acolo, că acum nu o să-l mai vedem
căruciorul cu camera. O să vedem direct ce filmează. Așa, deja se vede capătul, luminița de la capătul tunelului. Așa. El este dirijat de la această consolă, care știe să, mă rog, să se miște în bidimensional, în sensul că, de fapt, tridimensional, sus, jos, stânga, dreapta și înainte. Și el, practic, merge pe această, pe această conductă și vizualizează îmbinări, pantă de scurgere, eventualele defecțiuni. Pe înțelesul celor de acasă, scăpăm de acele spărturi în asfalt, adică acolo unde se defectează, unde se înfundă canalizarea și nu știm exact unde e defecțiunea. Așa. Scăpăm de săpările alea. Astăzi reparăm, mâine săpăm din nou. Nu, să scăpăm de volum mare de săpătură. Oricum săpătura trebuie făcută, pentru că este, acest echipament este doar un echipament de inspecție, nu este un echipament de a și rezolva problema. Tehnologiile moderne folosesc un alt tip de etanșezări sau de reparații de conducte de canalizare, așa numite inliner, care înseamnă de fapt o căptușeală interioară a conductelor de canalizare și cu o rășină specială, în așa fel încât îi măresc performanțele unei canalizări deja uzate. Cred că ajuns la capăt. Am pregătit acest an tocmai pentru a vizualiza sau a releva cât mai fidel care este activitatea noastră de zi cu zi și mai ales copiii sunt foarte interesați de acest tip de echipament. Totodată avem aici un echipament de detectare a pierderilor, un hidrofon, cu care detectăm prin mijloace acustice unde se află o defecțiune în conductele de alimentare cu apă de data asta. Acolo avem un debitmetru ultrasonic cu care facem debitmetrie, cum să zic eu, instantanee pe unele dintre conducte, în așa fel încât să putem depista dacă există debite mai mari decât cele normale într-o zonă oarecare de distribuție. Acolo avem un sistem de logere pe care le montăm pe diverse porțiuni ale conductelor, în așa fel încât, tot prin determinare acustică, să putem localiza prin triangulație sau prin, de fapt, un sistem de triangulație, să putem depista unde se găsesc eventuale pierderi. Vreau să vă spun că activitatea noastră s-a concentrat destul de mult în ultima perioadă pe determinarea acestor pierderi și pe reducerea lor, pentru că pierderile tehnologice și pierderile prin defecțiuni reprezintă o preocupare constantă, nu numai a noastră, în general a operatorilor de apă. Ne vrem să extindem foarte mult acest sistem de reducere a pierderilor, care implică inclusiv o modelare hidraulică, o zonare a rețelelor de distribuție. Sunt multe aspecte la care activitatea GOSCOM este cumva implicată și deja am dezvoltat și parteneriate cu diverse companii care se ocupă de acest lucru. Eu zic că asta este calea spre succes. Degeaba le vorbim copiilor de conservarea surselor de apă, de economisirea apei, atâta vreme cât noi ca operator nu facem nimic în acest sens. Asta este motivul pentru care am pus un accent deosebit, mai ales în ultimii ani, un accent deosebit pe capitolul reducerea pierderilor și identificarea lor. Cred că viitorul alimentărilor cu apă este legat foarte mult de acest domeniu. După ce reușim să rezolvăm partea de rețelistică și să schimbăm echipamentele, ceea ce înseamnă armături, porțiuni sau tunosoane de conducte, cred că următorul pas va fi acesta de raționalizare și de regândire a sistemelor de alimentare cu apă,
a rețelelor de alimentare cu apă, care implică inclusiv o modelare hidraulică și o urmărire cumva automatizată a acestor lucruri. Ne-am pus la punct în ultima perioadă un dispecerat, care dispecerat va crește, adică sperăm din tot sufletul să putem face să crească. Avem în vedere investiții împreună cu unitățile administrative teritoriale care sunt beneficiare, în primul rând ele sunt proprietarii mijloacelor fixe sau activelor din partea asta de alimentare cu apă, și cred că un parteneriat cu ei, noi în calitate de operatori, adică în calitate de specialiști, ei în calitate de ordonatori principali și de beneficiari al investițiilor de acest gen, vom reuși să punem la punct un sistem care să funcționeze și care să fie până la urmă îndreptat spre binele cetățeanului. Aici avem deja, intrăm în zona de exploatare, unde avem un aparat de sudură cap la cap, este un utilaj care, mă rog, este comun, toți operatorii au așa ceva. Cu astfel de utilaje noi reușim să facem tunosoane cât mai lungi, să dăm cap la cap conductele. Din coace avem diverse echipamente care le folosim în mod uzual, un compactor de mână, două compactoare de mână, pompe de împuizment, utilaje de diverse categorii. Am pus aici un cămin de branșament, niște mufe de legătură, adică am încercat cât de cât să arătăm celor care ne vizitează elementele principale dintr-un sistem de alimentare cu apă. O preocupare constantă a noastră a fost în a întări cumva baza logistică, în așa fel încât să reducem cât posibil timpul de intervenție, asta însemnând timpul de întrerupere a furnizării apei să fie cât mai diminuat. Pentru acest lucru am investit foarte mult în utilaje, în echipamente de transport, în așa fel încât să putem ajunge în cel mai scurt timp în locurile din area de delegare, unde accesul este mai puțin propice sau unde lucrurile sunt de o complexitate ridicată. Avem echipe de intervenție care lucrează 24 din 24 pe baza consemnului. Eu personal sunt foarte mulțumit de activitatea acestora și de implicarea pe care o au angajații noștri. Nu suntem o firmă mare, suntem o firmă mică și încercăm să menținem acest nivel de profesionalism și de implicare în așa fel încât rezultatele noastre să fie pe măsură. Și ele s-au arătat în cursul anului 2023. Iar premisele pentru 2024 sunt promițătoare. Încercăm, tot cu sprijinul administrațiilor publice locale din area de delegare, să ridicăm nivelul de complexitate și de dotare a personalului activității GOSCOM și ne străduim foarte mult să facem față cerințelor pe care le au utilizatorii noștri. Pentru asta am diversificat un pic sistemul de relaționare cu clienții, am organizat-o pe principalele capitole, adică pe partea de intervenție, pe partea de comercial, pe partea de contare, facturi și până la urmă pe partea de tehnic. Am pus la punct un sistem de comunicare mai modern, să-i spun așa. Suntem în lucru chiar de a deschide pe pagina de web a activității GOSCOM o aplicație care să fie personalizată pe fiecare consumator al nostru, în care să poată să transmită index și să poată să își vadă facturile, ba chiar în colaborare cu băncile să punem la punct chiar un sistem de plată direct de pe pagină. Sunt multe considerente tehnice care trebuie luate în calcul, dar avem această preocupare și eu cred că o modernizare a unui operator de apă și canal nu face altceva decât să îmbunătățească relația lui cu utilizatorii.
Lipsesc de aici, suntem într-un loc gol. Noi tocmai am asistat la o plecare de aici din curte. E o avarie undeva, chiar dacă astăzi porțile Goscom Orăștie, activitatea Goscom Orăștie s-au deschis pentru vizitatori, colegii dumneavoastră au plecat la intervenție. Unde au plecat și cu ce au plecat? Că noi avem imagini cu plecarea lor. Ei au plecat cu cealaltă mașină de intervenție. Știți cum e? Apa înseamnă viață. Și evenimentele de genul ăsta fac parte din viață. Ca atare, ați urmărit live o mobilizare a noastră și plecare la o intervenție. Sper ca în timpul cel mai scurt să se reîntoarcă cu problema rezolvată. Da, fiecare zi avem acțiuni de genul ăsta. Lăsăm la o parte faptul că suntem implicați și în lucrări de investiții, lucrări de extindere a sistemelor de canalizare, de apă și așa mai departe. Încercăm să ținem pasul cu dezvoltarea municipiului Orăștie, care în ultima perioadă a cunoscut o amplitudine deloc de neglijat. Ca atare și noi, deținătorii de infrastructură, administratorii de infrastructură, este important să fim acolo și să punem umărul la această dezvoltare. Nu se poate face dezvoltare fără să ai în vedere toate aspectele legate de infrastructură. Nevoie și de oameni care să folosească aceste utilaje, cred. Aici ce avem? Avem lucrați și la drumuri și poduri? Nu, ca să poți să ajungi la conducte trebuie să desfaci asfaltul. E o chestiune bine, și să-l desfaci la modul cât se poate de civilizat, să spun așa. Ai, în partea cealaltă așa. Avem un utilaj combinat care până la urmă este utilajul nostru de referință. Cu el facem curățirea de canale și, până la urmă, lucrările de vidanjare. Avem și consumatori care nu sunt regați la rețeaua centralizată. Este un utilaj performant care răspunde nevoilor de intervenție în sistemul de canalizare și chiar ne folosim bine de tot de el. Și sperăm ca în perioada următoare să mai achiziționăm încă o asemenea unitate, practic ca să putem face acele filmări despre care v-am povestit la începutul interviului, avem nevoie de acest utilaj care curăță conductele în așa fel încât să putem introducerea camera de inspecție tehnică. Rosi, mai avem aici niște chestii care mie îmi plac cel mai mult, înțeleg și eu din toată povestea asta ce se întâmplă și am avut o întrebare, cel puțin am crezut că sunt premii, ca să aflu că de fapt nu sunt premii. Aceste trotinete electrice le folosim la intervenții rapide și la partea de cititori, la colegii noștri care se ocupă de gestionarea relației cu clienții, adică citirea apometrelor, regularizări, mici intervenții care au loc, accidente în căminele de branșament și lucruri de genul ăsta. Și mai ales la distribuirea facturilor, noi facem distribuția de facturi, pentru că știți cum e, în momentul în care vine omul de la apă, e așa creată o relație între utilizator, între client și activitatea Goscom și ne-am gândit cumva să eficientizăm această activitate prin reducerea timpilor de deplasare. Pe perioada iernii a mers un pic mai greu, dar acum, odată cu venirea primăverii, ele o să intre mai puternic în acțiune. Și mai vreau ceva aici pentru a lega povestea de astăzi, dragii mei, pentru că nu întâmplător suntem astăzi la Orăștie. Aici avem niște desene, avem o parte dintre desene. Pe măsură ce vor ajunge la noi, ele vor fi afișate în cadrul activității Goscom în sediu.
cele mai reușite și evident cele mai vizualizate. Unele sunt chiar cu o calitate artistică remarcabilă. Le mulțumesc tuturor participanților și vreau să anunț pe această cale că toți sunt câștigători și faptul că s-a creat o emulație la nivelul școlilor din municipiul Orăștie și nu numai la nivelul întregului județ, aș putea spune că avem câștigători și din Hațic și din Deva și din Petroșani, este un semnal că acest demers al nostru prin proiectul Apa Înseamnă Viață este unul de succes și el trebuie continuat. Și asta nu face altceva decât să ne dea un imbold, să dezvoltăm noi proiecte și cumva să fim mult mai atenți cu generația de mâine, care până la urmă nu face altceva decât să, ne asigure de faptul că avem un viitor. Și am ajuns la cea mai frumoasă poveste, până la urmă Apa Înseamnă Viață scrie și pe tricoul dumneavoastră. E un proiect foarte frumos făcut cu asociația, împreună cu asociația Alert. Da, pentru că până la urmă lucrurile trebuie îngemânate. Viața are foarte multe aspecte, după cum m-a spus adineaori. Apa înseamnă sănătate, apa înseamnă dezvoltare, apa înseamnă viață pe pământ, apa înseamnă până la urmă un nivel de civilizație pe care ne dorim cu toții. Deci să fim atenți cu sursele de apă, să fim atenți cum gestionăm apa, să fim atenți cum consumăm apa. Astea sunt niște chestiuni care trebuie să devină normalitate. Eu sper din tot sufletul că acțiuni de genul ăsta vor fi extinse până la a deveni un fenomen. Cred că asta ne-ar apăra foarte mult de tarele societății moderne, de lucrurile care nu sunt tocmai în regulă, și anume războaie. Vreau să vă spun că anul acesta, Ziua Mondială a Apei, este dedicată păcii. Apa este pace. Da, este pace, dar pacea înseamnă și viață, sau pacea înseamnă viață. Conceptul nostru este un pic mai larg decât acesta, decât conceptul de pace, dar nu trebuie să neglijăm că apa poate să devină un element foarte important în ceea ce înseamnă societatea noastră pe viitor. Cum să vă zic, că în perioada următoare bunul cel mai de preț va fi apa. Și trebuie să fim atenți, să ne prezervăm aceste surse, apa să rămână curată și în beneficiu tuturor. Zilele trecute, dacă urmărim pagina de Facebook a activității Gascom S.A. Orăștie, am văzut că ați început niște workshop-uri, presupun eu că în cadrul acestui program Apa Înseamnă Viață. Am văzut acolo postări, ați fost la Beriu, între cei mai mici dintre copii, chiar o clasă de-a întâia, unde există un alt proiect care se îmbină foarte frumos, picături de apă vesele, mi-au plăcut toate discuțiile. V-am văzut astăzi alături de copii aici în curte. E un pic greu de înțeles oamenii de acasă. Dita Mai, directorul de la Gascom Orăștie, își face timp să stea de vorbă cu cei mai mici cetățeni. Am văzut postările, am înțeles cuvintele foarte frumoase, faceți lucru în echipă, am văzut că doamnele profesoare se alătură, am văzut că ați adus specialiști ca și Doru Dărobăț sau pe muncă... Valeria Filimon. Așa, pe doamna Valeria Filimon în... Doctor Valeria Filimon. Așa, în... Veche colaboratoare și o prietenă a... aș putea spune chiar activității Gascom. Am căutat ca toată acțiunea asta să fie foarte prietenoasă și foarte dedicată generației despre care vorbim.
directorul de la Goscu nu stă de vorbă doar cu copiii, stă de vorbă cu absolut oricine, deci pentru asta am și făcut această acțiune cu porțile deschise și îmi doresc foarte mult ca în perioada următoare sau, mă rog, în cele ce urmează să fim cât mai apropiați de comunitate și până la urmă să redăm comunității valoarea cu care am fost investiți. Este un lucru esențial pe care sper să-l înțeleagă cu toții. Ce întrebare v-a frapat primită de la copii? Care au fost întrebările care v-au uimit? Ei fiind foarte mici, înțelegând cu totul altfel, să spunem, cuvântul apă, i-am auzit și astăzi, au tot felul de gânduri când le spui apă. Nu știu dacă neapărat e vorba de întrebări. Întrebările au fost de multe feluri. Mi-a plăcut o expresie după ce s-a terminat workshop-ul, a fost un chestionar legat de satisfacția elevilor vis-a-vis de cele prezentate și a fost o expresie care îmi place foarte mult, o să vă și arăt, în care spune: ne-a plăcut foarte mult și am învățat să zâmbim, ceea ce este important. Fără zâmbet și fără o viață frumoasă este mai greu de trecut în această perioadă, iar dacă un seminar despre apă sau o prezentare despre apă i-a învățat pe copii să zâmbească, este mare lucru. Și asta nu face altceva decât să ne dea, să ne provoace să continuăm astfel de comunicări. Înainte să ne luăm la revedere de la telespectatorii noștri care au urmărit imagini cu dumneavoastră între copii, premierea, tot ce s-a întâmplat astăzi la Goscom Orăștie, activitatea Goscom Orăștie, care sunt planurile în ce privește acest proiect? Va continua? Se va opri? În mod precis îl vom continua, îi vom da un pic o altă conotație, o altă consistență. Vreau să participe cât mai mulți copii la proiectele noastre. În perioada următoare va fi Săptămâna Verde. În Săptămâna Verde gândim din nou niște parteneriate cu asociații din Orăștie sau din altă parte, chiar n-am niciun fel de problemă cu acest lucru. În așa fel încât ideea de apă curată și de păstrarea echilibrului ecologic să fie cumva bine subliniată și bine evidențiată și pe înțelesul copiilor. E foarte greu să le explici despre procese de epurare, chestiuni complexe din punct de vedere tehnic, dar în momentul în care îi faci să vadă ce se întâmplă și care ar fi responsabilitatea civică a fiecăruia dintre noi, lucrurile pot avea o altă substanțialitate. Cred foarte mult într-o abordare civică a acestui domeniu, pentru că până la urmă implicarea civică denotă gradul de civilizație a unei societăți la un moment dat. Cred că este un pas bun și m-aș bucura ca cât mai mulți actori, actori referindu-mă la actori sociale, să participe la astfel de demersuri. Aici ne luăm la revedere cu promisiunea că vom reveni de fiecare dată alături de astfel de oameni care nu fac diferența între cetățenii care pot să spună lucrurilor pe nume sau pot să pună întrebări simple și să primească întrebări la fel de simple pe înțelesul fiecăruia. Dragii mei, ne luăm la revedere, ne revedem mâine dimineață la Dale Dimineții. Vă mulțumim că ați fost gazdă. A fost o reală plăcere. Mai aștept la Orăștie, la activitatea Goscom. Și noi vă așteptăm la Dale Dimineții. E întotdeauna o plăcere să vă avem în matinal și nu doar. Și nu doar. Pentru că rămâneți o enigmă pentru mulți dintre noi. Aici ne luăm la revedere, dragii mei, și ne revedem mâine dimineață. Tot aici, tot la Hunedoara TV, dar în studio, alături de Nicol. Până mâine, nu uitați, apa înseamnă viață și eu vă spun la fel, ca în fiecare zi.
Vă iubesc, dăruiți din iubirea voastră, așa cum acești oameni dăruiesc din priceperea lor.